Salutare tuturor! Dragilor, mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi am ales să fac un video care se numește Ce să mănânc seara. Și fac acest video pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut asta în mesaje, în comenturile de la celelalte videouri și vă mulțumesc pentru că puneți acele comenturi și mesaje, pentru că din suflet am făcut acest canal să răspund necesităților fiecăruia dintre voi, adică să vă ajut pe fiecare dintre voi să aveți răspunsuri la unele întrebări ca pas cu pas, aplicând aceste răspunsuri, să obțineți rezultate din ce în ce mai bune și să fiți o versiune din ce în ce mai ok. Eu sunt Raul, sunt tehnician nutriționist și antreprenor în acest domeniu. De foarte mulți ani de zile lucrez cu oamenii să-i ajut să devină o versiune mai bună, iar acest canal l-am făcut exact din ideea asta, de a veni cu foarte multe informații despre stil de viață activ și sănătos, ca pas cu pas să punem cap la cap acest puzzle și, bineînțeles, să ne formăm fiecare dintre noi o imagine completă a ceea ce înseamnă un stil de viață activ și sănătos. Mai multe despre mine găsiți în descriere, acolo aveți Facebook, Instagram-ul meu, mă puteți urmări și acolo. Bineînțeles, la videoul acesta puteți să îl apreciați, să apăsați like, să-mi puneți coment cu feedback sau cu ceea ce vă doriți să mai aflați și, bineînțeles, puteți să apăsați și butonul subscribe, puteți să vă abonați la canal. Vă mulțumesc din suflet, numărul abonaților este în continuă creștere și este fantastic, înseamnă că vă interesează și toate informațiile astea fac o diferență pentru voi. Foarte bine, bravo și urmăriți mai departe pentru că o să apară multe, multe videouri. Așa că hai să dăm drumul la videoul de astăzi care se numește Ce să mănânc seara. Și foarte multe persoane care m-au întrebat ce să mănânc seara, mă întrebau ce să mănânc seara dacă vreau să slăbesc. Dar nu vreau să vorbesc doar despre slăbire. Vreau să vorbesc și despre ce să mănânc seara când trebuie să te menții și ce să mănânc seara chiar când vrei să te îngrași. E foarte important. Și ca introducere trebuie să înțelegeți așa. În primul și în primul rând, multe persoane mi-au spus așa, eu seara dacă vreau să slăbesc nu mai trebuie să mănânc. Sau eu seara dacă vreau să slăbesc trebuie să mănânc un iaurțel. Sau eu seara dacă vreau să mănânc trebuie să mănânc așa ca o vrăbiuță. Și întotdeauna mă uit la oameni și sunt puțin sceptic la ceea ce îi spun, pentru că ultimii ani, exact cum vă spuneam, i-am dedicat research-ului, i-am dedicat analizei, i-am dedicat să învăț din ce în ce mai multe despre ce îi trebuie corpului. Și în momentul în care discutăm despre ce îi trebuie corpului, e clar că trebuie să înțelegem niște aspecte. Și punctul de plecare este, tu trebuie să înțelegi că, indiferent de scopul pe care tu îl ai, tu ai nevoie, tu ai o cantitate de kilocalorii pe care o arzi în fiecare zi. Ea se numește rată metabolică de bază. În funcție de această rată metabolică de bază, poți afla rata metabolică activă, adică câte kilocalorii arde corpul tău într-o zi. Bun, dacă vrei să slăbești, ar fi bine să mănânci cam cu 500 de kilocalorii mai jos decât azi. Dacă vrei să te îngrași, ar fi indicat să mănânci cam cu 500 de kilocalorii mai mult decât azi. E foarte simplu, da? Nici prea jos, adică nu este ok să mănânci mai mult de 500 de kilocalorii mai jos decât azi, pentru că s-ar putea corpul să intre în depunere, și nici să mănânci cu foarte multe kilocalorii în plus, chiar dacă vrei să te îngrași, pentru că o îngrășare sănătoasă trebuie pusă pas cu pas, pentru că ea chiar trebuie să fie sănătoasă. Bun. Și atunci, trebuie să înțelegi că, plecând de la această cantitate de kilocalorii, noi suntem responsabili să o împărțim pe tot parcursul zilei. Și de aceea răspunsul meu la ce să mănânci seara este următorul. Nu știu. De ce nu știu? Pentru că nu este despre ceea ce tu mănânci seara ca să slăbești, este despre ceea ce tu faci pe tot parcursul zilei. Degeaba tu seara te duci și mănânci un iaurțel dacă tu pe tot parcursul zilei n-ai înțeles această idee, sau ori ai mâncat prea mult, sau când nu trebuie, sau ai avut distanțe prea lungi între mese, sau așa mai departe. Nu, vrei să slăbești, înțelege că o slăbire sănătoasă înseamnă un plan de 3 mese pe zi și 2 gustări. Adică, te duci și mănânci mic dejun, prânz, cină și introduci 2 gustări. Toate acestea la un loc trebuie să însumate să fie egale, caloric vorbind, cu acea cantitate de kilocalorii pe care tu trebuie să o mănânci pentru slăbire. E simplu, o femeie trebuie să mănânce aproximativ 1300, 1400, maxim 1500 de kilocalorii la slăbire. Bineînțeles, femei care sunt cu greutatea ceva mai jos, chiar pe la 1200 de kilocalorii. În fine, dacă tu ești pe la 1300 de kilocalorii, asta trebuie să știi. Nu este despre ce mănânci seara. Nu, este despre ce ai făcut pe tot parcursul zilei. Pentru că dacă vrei să faci corect, nu trebuie să mănânci dimineața mult, la prânz un pic mai puțin și seara, că știți cum era. Că dimineața să mănânci ca un rege, la prânz să mănânci ca nu știu cine și seara să dai la alții și așa mai departe. Nu este despre asta, nu trebuie să faci asta. Tu trebuie, kilocaloriile dintr-o zi trebuie să împărțite aproximativ egal. Și atunci și dimineața și la prânz și seara ai nevoie de o cantitate bună de kilocalorii. Ai nevoie de elemente nutritive. De ce? Pentru că nu știu dacă știați, dar slăbirea
Și tot ce înseamnă reconstrucția corpului nostru are loc pe timpul nopții. Și dacă tu te duci seara și nu-i oferi corpului niște elemente nutritive suficiente cât să el să poată să-și facă treaba, tu pe parcursul nopții ai nevoie de o cantitate foarte mare de vitamine, minerale și de apă. Astea sunt cele două lucruri pe care corpul le folosește pe timpul nopții. Dacă el nu le are, atunci s-ar putea ca slăbirea ta să aibă de suferit. De asta, acelora dintre voi care seara mâncați un iaurțel sau seara mâncați ca o vrăbiuță sau seara nu mâncați, vă spun că nu sunteți pe drumul cel bun și nu vă recomand să mai faceți asta vreodată. Dacă discutăm despre menținere, la fel, ți-ai împărțit cantitatea un pic mai mare, 1700-1800 de kilocalorii, împarți la cele 3 mese și gustări. La fel și la îngrășare, dacă ești la 2200, 2400, poate 3000 de kilocalorii, depinde de fiecare dintre voi, îți împarți aceste kilocalorii aproximativ egal la toate mesele plus gustări, bineînțeles, nu la gustări, nu cât la mese, dar gustările sunt mai sărace caloric. Ok, și atunci, în momentul ăla tu trebuie să te duci să știi. La fiecare masă corpul nostru are nevoie de toate elementele nutritive. Mă amuză foarte tare când văd oameni care țin tot felul de diete, disociate și toate cele și ei nu înțeleg că, de fapt, corpul nostru are nevoie de toate elementele nutritive în fiecare zi și la fiecare masă. Adică corpul are nevoie de proteine la fiecare masă, carbohidrați, grăsimi și, bineînțeles, fitonutrienți, adică culori din legume și fructe. Cât mai multe legume, de aceea e bine să ai jumătate de farfurie legume, cealaltă jumătate o împarți între carbohidrați și proteină și, bineînțeles, mai adaugă și grăsimi sănătoase peste acele legume și este fantastic. Și asta ar trebui să cuprindă chiar și cina ta. Bineînțeles, în cantitățile care îți trebuie ție, nu în cantitățile ce îi trebuie altei persoane. Poate tu o să pui multă salată și câte puțin din proteină, un pic de carbohidrat și atunci totul să fie ok. Da? Bineînțeles, totul este personalizat în funcție ce îți dorești. Dacă ești sportiv, s-ar putea ca seara să trebuiască să mănânci mai mulți carbohidrați, dacă a doua zi dimineața ai antrenament. Dacă ești o persoană care își dorește să slăbească, are un eveniment și nu știu ce vrea săptămâna asta, s-ar putea ca tu să te duci să mănânci mai mulți carbohidrați în primele 4 mese, adică primele 2 mese principale și 2 gustări, și atunci seara mănânci doar legume și o bucată de proteină, poate un pic de brânză slabă, o carne slabă sau o proteină vegetală, depinde. Deci totul este personalizat, dragii mei. Nu vă mai uitați stânga-dreapta și nu mai ascultați când oamenii vă spun, uite, asta trebuie să mănânci tu seara că e mai bine. Nu! Tu trebuie să mănânci seara, ai nevoie de multe lucruri și seara, da? Ai nevoie să nu te culci flămând pentru că corpul va avea de suferit, nu va putea să se refacă, nu poți să te duci seara să mănânci nu știu cât. Și tocmai de asta vă recomand să aveți 3 ore minim între momentul în care ai mâncat și momentul în care tu te pui să dormi. Și bineînțeles, în momentul ăsta 3 ore, corpul apucă să digere și atunci va folosi foarte bine tot ceea ce trebuie. Ce este de evitat în schimb seara este de evitat să mănânci lucruri care sunt foarte greu digerabile, cum ar fi carnea roșie. Da? Nu uitați, carnea roșie, cărnii roșii îi ia foarte multe ore să se digere și atunci, da, tu vrei să dormi și s-ar putea să nu faci tocmai ce trebuie. Ce ar mai fi de evitat seara? Ciuperci, de exemplu, ar fi de evitat să mănânci seara. Ar fi de evitat să te duci normal, să mănânci fast food-uri și alte discuții, nici nu intrăm. Noi suntem doar la discuția de mâncăruri sănătoase aici, ok? Eu vă spun care este extrema pozitivă să faci, da? Cam astea sunt lucrurile pe care ar fi important. Ar fi destul de bine să alegi un singur tip de proteină, adică să nu combini mai multe proteine, pentru că nu e că n-ar putea corpul să-și găsească modalități prin care se extragă de acolo, poate, numai că s-ar putea să-i fie un pic mai greu decât dacă îi dai doar o singură sursă de proteină, și atunci lucrurile ar fi super ok. Ce ar mai fi de evitat? Ar fi de evitat fructele. Foarte mare atenție la fructe, pentru că fructele sunt sănătoase, dar au fructoză și acea fructoză, dacă tu vrei să, mai ales dacă vrei să te menții sau vrei să mai știi slăbești, s-ar putea ca acea fructoză să se depună sub formă de grăsime, mai ales că oamenii seara nu mănâncă un fruct și dacă te pui să mănânci 2-3 fructe, cu siguranță țesutul adipos începe să crească. Da? Este exces de fructoză, care se transformă tot în glucoză, deci e zahărul din sânge și atunci surplusul se transformă în țesut adipos. Așa că, dragilor, în răspunsul meu la această întrebare este foarte simplă. Fiecare dintre noi suntem unici, avem necesități personalizate, învățați ce îi trebuie corpului, câte kilocalorii arde corpul într-o zi, împărțit și învățați să vă mențineți în cele 200-300 de kilocalorii, poate 400 cât aveți la o masă și acolo faceți o masă completă, dați și mai multe culori la legume, dați și proteine, dați și un pic de carbohidrați și niște grăsimi sănătoase și cu siguranță o să fiți în formă foarte bună pe termen lung. Cine are de slăbit, slăbește, cine are de îngrășat, se îngrașă, cine are de menținut, se va menține. Mult succes și să ne vedem la următoarele videouri cu toate informațiile de care voi aveți nevoie. Toate cele bune, mult succes!